Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care l-avem ca invitat pe Vasile Minică, lider cartel Alfa Buzău. Veste bună dată printr-un comunicat, acum că realitatea în unele situații nu este cea precizată în comunicatul de presă al celor de la Regia Autonomă Municipală. O să vorbim și despre această problemă. Dar dați-mi voi să vă citesc comunicatul de presă emis chiar de Ziua Națională de către Regia Autonomă Municipală. După un efort susținut în cursul nopții, s-au finalizat lucrările de reparații la cazanul CAF de 10 gigacalorii, astfel putem furniza atât încălzire cât și apă caldă la parametrii corespunzători și clienților alimentați de la PT4 Dorobanți. Reconfigurarea unui sistem centralizat de termoficare necesită ani de zile, așa că găsirea unor soluții funcționale împreună cu primăria în câteva luni a fost o adevărată provocare și o luptă contra cronometru. Aplauze, domnul Minică. Astfel, apelând la cei mai buni specialiști în domeniu, proiectanți, constructori, am pus în funcțiune 4 microceturi la PT4 Dorobanți, PT16, CT7 Caraiman, PT Integral, utilizând în cea mai mare parte cazanele pe care regia municipală le avea în dotare. De la amplasamentele amintite, împreună cu centralele din micro 14, vom putea asigura atât încălzirea cât și apa caldă în iarna aceasta. Ne oprim aici? Ne oprim un pic aici, că finalul este o orare, o să o citim și o orare, evident, chiar dacă a trecut 1 decembrie, dar este interesant. Deci, cum zice aici, apelând la cei mai buni specialiști în domeniu, proiectanți, constructori, cei mai buni specialiști care pot fi la dispoziție sau cum, că n-am din țară. Cred eu nu contest, deci, eu chiar nu contest și n-aș vrea să se simte orașului cineva jignit, dar nu contest. Da. Însă întreb ceva. Ce s-a constatat cu țevile alea de la cazanul de 10 gigacalorii ulterior? De ce nu a fost descoperit de cei mai buni specialiști în domeniu? Pentru că probabil... Atenție, deci scrie așa, cei mai buni specialiști în domeniu. Probabil mă îngrijorează. N-au fost captați în momentul respectiv. Probabil că de-abia acum se face trimitere. Nu, domnule, apelând la cei mai buni, am pus în funcțiune 4 microceturi la PT4 Dorobanți. Deci, despre asta vorbim. Noi înțelegem că s-au făcut eforturi și e foarte bine și am spus de fiecare dată felicitări celor care au lucrat până la urmă într-un timp atât de scurt și să repună sistemul ăsta de termoficare în funcțiune, dar există probleme în continuare. În continuare, avem așa niște zone neacoperite, cu apă caldă, cu căldură la parametri foarte scăzuți, apă caldă mai deloc, vedem zona CFR, de exemplu, adică să dăm exemple, în zona Unirii mai slăbuți la calorifere, apă caldă la fel, adică la apă caldă sunt cele mai mari probleme în momentul de față, după două zile de la acest anunț, 1 decembrie. Păi da, că probabil zonele cele mai lungi vis-a-vis de sursa de căldură n-au capacitate sau agentul termic nu ajunge la temperatura care ar trebui și automat temperaturile sunt reduse. Este clar că sistemul trebuie regândit și el a fost inițial gândit pentru altă distribuție a surselor de căldură. De asemenea, trebuie, pe lângă reconfigurare, trebuiesc, după părerea mea, schimbate conductele și în anii ăștia în care discutăm, cred că trebuie eliminat ușor tot ce înseamnă metal care corodează, care creează probleme. Sunt acum țevi care au garanție și de 50 de ani și trebuiesc până la urmă schimbate tocmai pentru a nu mai crea problemă și a fi sigur că nu ai pierderi și așa mai departe, pentru că și aici este o mare problemă. În general sunt foarte, foarte multe pierderi. Sigur că nu poți să compensezi cu energie dacă ai și pierderi în sistem. Bun, înainte de a difuza un material desprins de Ziua Națională, ne scuzați că vă plictisim tot cu Ziua Națională, dar știți cum se întâmplă, gata, a fost Ziua Națională, gata, nu mai stai în român. A doua zi. A doua zi, ieri, cred că am făcut o greșeală în ghilimele, bine, sunt ironic.
Am ieșit cu același fular pe care l-am avut de tricolor, de ziua națională, la manifestare, duminică. Deci ieri luni, s-a uitat lumea ciudat la mine. Știți că și asta e o... Și adică, domne, gata, a fost ziua națională, numai gata. Ne-am oprit. Și asta e o problemă și o problemă pentru că, în general, de ziua aceasta, toți sunt patrioți. În cursoanele da. Sau de a doua spus. Zi, mulți e uită. Și atunci asta. Lumea se uită curios în sensul ăsta, chiar e patriot? Și pe nebun. Sau a uitat? Să... Dar ieri nu era o problemă. Toată lumea avea floare. Da. Dar cu unul nu m-am întâlnit ieri. Sau și astăzi. Bun. Comunicatul RAM se încheie în felul următor. Și pentru că astăzi este 1 decembrie, repet, a fost dat pe 1 decembrie, pentru că astăzi este 1 decembrie, vă dorim să fim mai buni. Eu am citit, deci eu citez acum. Deci, vă dorim să fim mai buni, mai înțelegători și vă urăm un călduros la mulți ani. Călduros la mulți ani, asta e potrivit. Deci, ne dorește să vă dorim să fim mai buni. Da. Bună seara, zice cineva. Vă rog, ajutați-ne. La intersecția străzilor Democrației cu Mioriței, copiii și părinții trebuie să facă slalom printre mașini. Ideal ar fi să se monteze niște stâlpi, ori pe marginea trotuarului, pentru a bloca accesul mașinilor pe singur trotuar. În fața blocurilor A1 și A2, de pe strada Mioriței, să vedeți în jurul orei 11, pericolul care îi pândește pe copii în primul rând. Am mai fost și o să mai venim și o să le mai cer celor de la Poliția Națională să pună în discuție acest subiect la Comisia aceea de Securitate Rutieră din cadrul primării. Hai cu ziua națională, nu au fost discursuri, ceea ce a fost excelent. Deci a fost atât de bine că n-au mai fost plictisiți cetățenii aflați acolo, evident pentru paradă. Deci nu au fost discursuri. Iată câteva aspecte de la ziua națională. După oficierea unei scurte slujbe religioase, corala seminarului teologic a oferit unul dintre momentele programate la festivitatea de ieri, înainte de mult așteptata paradă militară. De obicei, defilarea era precedată de discursuri din partea reprezentanților administrației locale, fapt care nu s-a mai întâmplat ieri. Înainte de paradă, autoritățile au premiat câștigătorii tradiționalului concurs de istorie organizat de Fundația Mareșala Verescu, 600 de militari. Care au defilat apoi pe calea eroilor urmați de o parte din tehnica aflată în dotarea Diviziei 2 Infanterie Getica și de autospeciale ale MEAI. Primul detașament de defilare din acest an este format din drapelul de luptă și calele militare ale comandamentului Diviziei 2 Infanterie Getica, echipați în ținuta combat forțe terestre. Unități participante la misiunile din teatre de operații din Balcani, Irak și Afganistan. Structurile Ministerului Apărării Naționale încheie defilarea pedestră cu prezentarea ținutelor istorice și a drapelelor de epocă, urmate de un detașament de militari din cadrul Batalionului 3 Geniu, general Constantin Poelaru, echipați cu ținuta Regimentului 48 Infanterie, ce reamintește de tradițiile militare ale poporului român. Grupul 4 EOD al Diviziei 2 Infanterie ne prezintă autospeciala de intervenție 4x4 blindată pe șasiu Urovanta S3. Autospeciala EOD MRAP Cougar este un vehicul blindat destinat transportului unui echipaj de 5 militari și echipament la intervențiile EOD și de asemenea câinile de serviciu antrenat în detectarea de substanțe explozive. Cei mai mici dintre participanți au fost și cei mai încântați de paradă. Bine, fericire, bucurie, ne bucurăm de vremea frumoasă, parada militară, am scos copii. Prima paradă? A doua. La prima era mai micuță, acum e mai mărișoară. S-a sperat puțin de fanfară, dar i-a trecut acum. Îmi place foarte mult, mai ales ți-a plăcut mașinile. Cel mai mult? Mașinile și avioanele. Ai văzut și avioanele? Da. Știi ce zi este astăzi? 1 decembrie. Și este ziua? României. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Pacient. Să rămână, cu ce gânduri întâmpina ziua națională?
gânduri foarte bune, să fie pace și liniște în țară. Ce ți s-a părut cel mai frumos la paradă? Armata și toți soldații. Și calmea și neșcăței. Ce sărbătorim noi astăzi, Antonia? Ziua României. Bravo! Ți-a plăcut parada? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult la paradă? Mașinile și oamenii care... care a trecut. Bravo. Ai văzut avioanele? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Avioanele cu mașinile. Bravo. Ce sărbătorim noi astăzi? Ziua României. Bravo. Ce ți-a plăcut cel mai mult la paradă? La avioane, la mașini și la oameni și la câini. Defilarea a fost completată de formațiile de avioane militare care au survolat Calea Eroilor pentru ca apoi unele dintre aeronave să zboare către capitală, unde au participat și la parada de la Arcul de Triumf. Mii de buzoieni au ales să petreacă de Ziua Națională pe Calea Eroilor. Distinși participanți, vă prezintă onorul muzica militară a Diviziei 2 Infanterie Energetică. Parada din acest an a durat 20 de minute. Da. La mulți ani încă o dată, dragi români. Să apropie și sărbătorile. O să fim mai buni, mai înțelegători, nu? Trebuie. N-avem altă șansă să reușim în viață decât să fim înțelegători, mai buni și mai atenți cu cei din jurul nostru. Dacă stau să mă gândesc și s-a nimerit să fie foarte aproape această sărbătoare de 1 decembrie de alegeri. Da, da. Cum am întâmpinat noi săptămâna de dinaintea Zilei Naționale, dinaintea Zilei noastre a românilor, cu multitudinea de înjurături și de clinciuri și de dezbatere online și în alte medii, să zicem așa. Tot dezbinați așa ne-a regăsit și încă, acest 1 decembrie. Și încă rămânem dezbinați, va mai trebui să treacă timp până când ne vom aduna, pentru că nu știu ce se întâmplă, încă avem viziuni greșite, unii chiar ne induc anumite stări și aici discut de cei mai reprezentativi oameni în stat. Cred că se fac și greșeli. Câteodată te gândești dacă se fac voit, dacă se fac din alte considerente. Oricum este clar că noi românii toți avem dreptate, dar nu încercăm să ne canalizăm lucrurile bune spre a o duce mai bine. Foarte, foarte pe scurt, vă rog, domnul Minică, credeți în mesajul acesta transmis de președintele Camerei Deputaților, acum mai nou șef interimar la PSD, Buzoianul Marcel Ciolacu, de unitate? A făcut un apel ieri în Parlament, a fost singurul adică a fost discursul care a fost, de fapt, o notă discordantă față de ceilalți, în sensul că, domnule, ea provoca pe toți la unitate, toate partidele să ne unim, să facem un proiect de țară unic. Acum, să nu mai fim dezbinați, să nu mai... După campania electorală, mesajele sunt corecte, dar... Nu, credeți în ce sens? Că teoretic ar fi perfect, e o chestie, o utopie, ar fi ideal.
Dar credeți că se vor mula ăștia? Nu, nu, unii nu. După... Nu? Nu, nu, nu cred. Am înțeles. Nu cred, mai ales în păstrăm anul tradiția. Următor. Mai ales în anul următor, nu cred că se va întâmpla o concordie, pentru că interesele sunt mari cu privire la alegeri și, sigur, se vor folosi tot felul de lucruri pentru a câștiga unii dintre ei. Mulțumesc, domnul Minică, pentru prezență. Mulțumim celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV în câteva momente. Magdonescu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de ale Buzeanului. Numai bine, la revedere!